Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vom discuta despre harta politică a Africii. Harta politică a Africii a suferit numeroase modificări de-a lungul timpului. La 1500 înaintea erei noastre, înainte de Hristos, exista o singură civilizație dezvoltată pe continentul african, civilizația egipteană situată în partea de nord-est a continentului. Restul continentului era ocupat de diverse triburi care se ocupau fie cu păstoritul, fie erau fermieri, fie vânători cu legători. În anul 30 înaintea erei noastre, partea nordică a continentului african era ocupată de Imperiul Roman, inclusiv Egiptul de astăzi. La sud de acesta se afla Nubia, în timp ce restul continentului era ocupat de aceleași triburi pe care le găseam și în anul 1500 înaintea erei noastre. În anul 500 era noastră după Hristos, partea de nord-est a Africii era ocupată de Imperiul Roman, la sud de acesta se afla Nubia, iar la sud-est Etiopia. În partea de vest a continentului apar primele mici regate comerciale. Insula Madagascar este populată acum de malagași proveniți din sud-estul Asiei. În anul 979 era noastră după Hristos, partea de nord a Africii era ocupată de Califatul Fatimid, inclusiv cea mai mare parte a Egiptului de astăzi. La sud de acesta se aflau Nubia, Etiopia, în partea centrală a continentului întâlneam Canemul, în timp ce în partea vestică, micile regate comerciale deveneau acum mult mai bine individualizate sub forma unor mici state, cum ar fi Ghana, Mali și Songhai. Restul continentului era ocupat în cea mai mare parte de triburile Bantu. La 1648, era noastră după Hristos, partea de nord și de est a continentului african era ocupată de Imperiul Otoman, inclusiv cea mai mare parte a Egiptului de astăzi. Imperiul Marocan ocupa cea mai mare parte a nord-vestului continentului, în timp ce pe restul continentului se găseau diverse regate. La Oceanul Indian, în partea estică, apar orașele Târg sau Swahili. În același an întâlneam pe acest continent primele teritorii aparținând imperiilor coloniale europene. Portughezii ocupaseră mici teritorii atât pe coasta vestică cât și pe coasta estică. La 1914, înainte de începerea Primului Război Mondial, tot teritoriul Africii era ocupat de imperiile coloniale europene. Dintre acestea, cele mai importante teritorii le aveau francezii, care ocupau partea de vest și de nord-vest a continentului. Teritoriile franceze le vedem cu albastru pe această hartă, cu roșu pe această hartă vedem teritoriile britanice, care erau și acestea foarte însemnate. Cu galben pe hartă descoperim teritoriile germane, cu verde teritoriile italiene, cu mov teritoriile portugheze, iar cu maro teritoriile spaniole. În partea de est a continentului întâlnim Etiopia. La 1960, mare parte din teritoriile africane își dobândiseră independența. Mai existau însă state care se aflau sub dominație britanică, cum ar fi cele din sud, Africa de Sud și Namibia de astăzi, din est, Kenya, Uganda, Tanzania de astăzi, în timp ce portughezii continuau să controleze Angola de astăzi și Mozambicul. În anul 2005, deja toate statele africane scăpaseră de dominația imperiilor coloniale. În prezent, Africa are 54 de state, cele mai multe dintre toate continentele. Cel mai recent apărut stat african care și-a dobândit independența este Sudanul de Sud și a dobândit independența în anul 2011. Haideți să vedem acum care sunt cele mai mari state africane după suprafața teritoriului. Pe primul loc se află Algeria,
Pe locul al doilea, Republica Democrată Congo. Pe locul al treilea se află Sudanul. Pe locul al patrulea, Libia. Pe locul al cincilea se află Ciadul. Iar pe locul al șaselea se află Nigerul. Acum vom vedea care sunt cele mai mari state africane după numărul de locuitori, cu cei mai mulți locuitori. Pe primul loc se află Nigeria, cu 206 milioane. Pe locul al doilea, Etiopia, cu 114 milioane. Pe locul al treilea, Egiptul, cu 102 milioane. Pe locul al patrulea, Republica Democrată Congo, cu 89 de milioane. Pe locul al cincilea, Africa de Sud, cu 59 de milioane. Iar pe locul al șaselea, Tanzania, tot cu 59 de milioane de locuitori. Vreau să vă propun acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Identificați pe harta politică a Africii 4 țări cu ieșire la Oceanul Indian, 4 țări cu ieșire la Oceanul Atlantic și 4 țări fără ieșire la mare. Eu vă doresc succes în rezolvarea sarcinii de lucru, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă întâlnire. La revedere!